Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Eu sunt Gabriel Icosa și în episodul de astăzi vom vorbi despre un bivol foarte agresiv care se găsește în capul Bunei Speranțe, o regiune ce se află pe coasta Oceanului Atlantic, în Republica Africa de Sud. Bivolii care trăiesc în capul Bunei Speranțe, denumirea științifică Sincerus Caffer Caffer, au un mod mai neconvențional de a decide cine este cel mai tare. Aceste animale sunt masive, cu o talie foarte mare și greoaie, bot mare, coarne robuste, arcuite în jos, apoi curbate în sus, cu o coadă lungă, prevăzută în vârf cu un smoc de peri lungi. Aceste animale formează grupuri mari, compuse din subgrupuri, complex structurate, în funcție de sex și vârstă. Această structură este în parte menținută ierarhic prin dominanță socială. Adică se ciocnesc cu capul înainte, încleștându-și înfricoșătoarele coarne curbate cu o forță extraordinară. Singurii dușmani naturali ai bivolilor sunt leii, care de obicei atunci când atacă, atacă doar viței și vacile. Dar în cazul unui atac, turma se aliniază pentru defensivă și fiecare animal stă imobil cu privirea fixată și botul ridicat. Câțiva pași înainte, însoțiți de mugete puternice și mișcări ale capului, sunt semne pentru a descuraja atacatorul. Cuvinte cheie sunt periculos. Un bivol sănătos și puternic va ataca prădătorul, alergând spre el cu o viteză de până la 56 de km pe oră, cu capul ridicat pentru a vedea adversarul, iar în ultima clipă își coboară coarnele și îl va împunge cu o forță care poate ucide pe loc. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să-l distribui și către prietenii tăi pentru a afla și lucruri interesante despre lumea animală și nu uitați până data viitoare când ne vom revedea să ascultați, să observați și să învățați de la natură. Pa! Această structură este singurii dușmani naturali ai bivolilor sunt leii care de obicei câțiva pași înainte, însoțiți de mugete, un bivol sănătos și puternic va ataca prădătorul cu o viteză de până la